Cazurile de COVID-19 sunt din nou în creștere în județul Mehedinți. Situația a părut să se îmbunătățească, dar cu toate astea, infectarea cu SARS-CoV-2 crește de la o zi la alta. Se pare că al treilea val de pandemie a ajuns și în județul nostru. Direcția de Sănătate Publică a înregistrat 28 de cazuri noi de COVID-19, dar și 3 decese, toate acestea fiind în ultimele 24 de ore. Cele mai afectate localități la momentul actual sunt Vânători și Breznița Motru. Situația epidemiologică din județul Mehedinți de astăzi, 12 martie, este următoarea. 801 persoane se află în carantină la domiciliu sau la locația declarată de aceștia. 125 persoane sunt internate în spitalele suport COVID din județ. 336 persoane sunt izolate la domiciliu asimptomatice. În ultimele 24 de ore, în județul Mehedinți au fost înregistrate 28 de cazuri noi de îmbolnăvire și 3 decese. Rata incidenței cumulative COVID-19 la 1000 de locuitori în județul Mehedinți este de 1,26. Odată cu numărul de cazuri, crește și rata incidenței atât la nivelul județului cât și în fiecare localitate. Localitățile Vânătorii, Breznița Motru, Ilovița, Strehaia și Drobeta Turnu Severin sunt cele mai afectate, rata de infectare ajungând la 3,57 la 1000 de locuitori.